sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend. Ich erinnere mich gut, viele von Ihnen vor fast genau einem Jahr hier an dieser Stelle gesehen zu haben. Ein Jahr ist vergangen, man kann es kaum glauben und man sieht es uns ja auch gar nicht an. Aber was zählt ist, dass wir wieder alle hier versammelt sind. Sie sind wieder da, das ist ein Grund zur Freude. Und das deutsche Konsulat Temeswar ist auch wieder da. Immer noch da. Zwar noch etwas kleiner als vorher, dafür aber noch viel motivierter als vorher. Wenn Sie sich auch darüber freuen, dann dürfen Sie jetzt gerne mal klatschen. Multimatele mele, Doamne, Idon, bună seara! Mi-aduc bine aminte că pe mulți dintre dumneavoastră v-am văzut aici cu exact un an în urmă. A mai trecut un an, de nu-ți vine să crezi, dar pe noi nici că se observă, însă ceea ce contează este că din nou ne-am adunat cu toții aici. Dumneavoastră sunteți aici din nou și acesta este un motiv de bucurie. Și aici este și Consulatul German Timișoara, din nou. Încă mai este aici, e drept, încă un pic mai mic decât înainte, dar în schimb și mai motivat decât era înainte. Dacă vă bucurați și din această cauză, atunci aveți acum îngăduința de a aplauda. Im Namen meiner Frau Ramona, meines neuen Stellvertreters Siegfried Geilhausen und seiner Frau Geraldine, sowie alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Konsulats Temeswar heiße ich Sie herzlich willkommen. Sie auch, Herr Krem. Jetzt wird ja alles viel einfacher. Ich freue mich, dass Sie mit uns heute gemeinsam den Tag der Deutschen Einheit feiern wollen. Numele soției mele Ramona, noului meu înlocuitor, domnului Siegfried Geilhausen și a soției sale Geraldine, precum și a tuturor colaboratorilor și colaboratoarelor Consulatului German Timișoara, vă spun un cordial bine ați venit. Mă bucur că astăzi, împreună cu noi, ați venit să sărbătorim Ziua Unității Germane. Mein Dank geht auch wie immer an Franz Hoffner und an seine Timișoara Big Band, die uns in guter Tradition das Lied der Deutschen, die rumänische Nationalhymne und die Europahymne vorgetragen hat. Gratitudinea domnului consul se îndreaptă și către domnul Franz Hoffner și Timișoara Big Band, care, în buna tradiție care am consacrat-o, au cântat cântecul germanilor, imnul național român, precum și imnul Europei. Und mein ganz großer Dank gilt dem Intendanten der rumänischen Nationaloper Temeswar, Maestro Corneliu Murgu, dafür, dass er uns sein Haus heute zum 11. Mal zum Tag der Deutschen Einheit gerne öffnet. Foarte mare mulțumire intendantului Operei Naționale Române din Timișoara, Maestro Corneliu Murgu, pentru faptul că astăzi ne-a deschis din nou pentru a 11-a oară porțile casei sale de Ziua Unității Germane. Herzlichen Dank dem Ensemble des Opernhauses, also den Solistinnen und Solisten im Gesang und Tanz, dem Chor und dem Orchester mit ihren musikalischen Leiterinnen und Leitern und natürlich auch allen hinter der Bühne und in der Gästebetreuung. Cordiale mulțumiri ansamblului Casei Operei, solistelor și soliștilor în cântec și dans, corului, orchestrii, cu conducătorilor muzicali și cu ceilalți conducători, firește și tuturor acelora care în spatele scenei se ocupă de noi, precum și cei care se ocupă de grija pentru oaspeți. Gott segne unsere Heimat, wo auch immer wir zu Hause sind, unsere Europa, unsere Welt. Ich danke für Ihre Geduld, die nun doch wieder strapaziert wurde, und gebe die Bühne, wie versprochen, frei für die Künstler.
Domnul să ne binecuvânteze ținutul natal, indiferent unde suntem acasă, să binecuvânteze Europa noastră, lumea noastră. Vă mulțumesc pentru răbdare, care din nou am supra-solicitat-o și dăm liber scena pentru arte.